Și bine v-am regăsit la al doilea videoclip de pe acest canal. Am întâlnit astăzi pe live-ul de CSGO întrebarea, zic, cum pot să joc cu game capture full screen? Că nu merge, nu e bug, nu mai merge de în cauza la Valve, a făcut update, CSGO nu mai merge. Am astăzi pentru voi să vă prezint două metode prin care poți rezolva acest bug. Una este mai... nu știu cum să spun, mai ușoară și una, nu mai ușoară, mai trusted, mai, nu știu. O să vă explic imediat ce înseamnă asta. Deci, prima metodă pe care o să vă arăt este cea pe care am folosit-o astăzi pe live, adică te duci aici în CSGO, dai proprietăți, set launch option și pui comanda aceasta, untrusted, o să o las în descriere. Ce face această comandă? Păi, îi pornește CSGO într-un mod untrusted și o să vă întrebe acolo, vrei să continui untrusted? Sau vrei să dai start traste, nu știu ce, și tu dai continui, fiindcă nu prea contează, o să ai tras factor un pic mai mic, dar nu contează, adică dacă vrei să joci 4x3 să fii boss, nu contează, adică de ce să stai să joci traste, adică na, până rezolvă cei de la Valve acest bug. Și uitați, o să vă arăt cum funcționează, deci eu am aici game capture, uitați, deci CSGO nu știu ce, și o să vă arăt că o să intru în CSGO, o să opresc display capture-ul. Și uitați, o să apară CSGO-ul. Uitați. Uitați un pic că se încarcă. Și acum o să apară CSGO-ul. Așa. Gata. Vedeți? Apare CSGO-ul, full screen, toate alea, toate cele, fără niciun bug. Absolut tot. Și a doua metodă pe care o puteți să o folosiți, dar nu o recomand, fiindcă o să vă obligă să jucați pe o rezoluție mai ciudată. Adică Windows, o să vă explic acum care este cealaltă metodă. Dacă doriți să jucați trusted, vă duceți aici la video, dați pe Windows, dați direct aici de fapt ăsta, pe full screen Windows și dați apply changes. După ce ați făcut asta, bine, eu o să dau restul la timp pentru că se vede foarte urât. Dar nu trebuie neapărat. Așa, deci o să se vede, vedeți, da? Și eu o să mă duc aici la CSGO. O să dau proprietăți și uitați, o să scot comanda untrusted. Pentru că la a doua, cea de a doua metodă nu este nevoie de comandă și o să scot 100% trusted pe toate serverele și nu este nevoie de niciun ajutor din partea lor. Și o să vă duceți aici, bine, asta nu o să mai fie nevoie de game capture, îl oprim. Și o să vă duceți aici și faceți un window capture. Și o să așteptați, îl puneți aici, da? O să pun aici, nu știu ce. Lăsați aici. După mergeți aici, o porniți CSGO, ați dat acolo Windows, full screen Windows și o să vedeți acum că, bine, el trebuie, o să și automatic, dar dacă nu și automatic, o să băgați voi de mână. Uitați, se porniște CSGO și eu, deci se porniște CSGO pe background, aici vedeți, forță și respect alea, și vă duceți aici la OBS și dați pe ăsta și dați, selectați Counter-Strike Global Offensive. Nu știu, adică acum, din punctul meu de vedere, mi se pare că nu se vede nimic. Dar, dacă opresc ăsta, uitați că se vede. Ori jucați pe display, să fie display-ul pornit și o să vedeți, dar este mai dezavantajos, fiindcă o să vadă stream ăstea, de oamenii de pe live și dacă păcați muzică, conversațiile private și restul. Mai bine faceți prin window capture, uitați, o să dezactivez display capture și o să dau pe window, bine, nu-l dezactivez, acum dau pe window, dau pe window capture și dau pe Counter Strike Global Offensive și uitați, acum dacă opresc window capture și dau gen să se, uitați, deci este aprins și dau pe ăsta, da? Și acum opresc ăsta, vedeți? Este, se vede doar window capture-ul pe care putem să-l mutăm, nu este display capture, este window capture. Și asta faceți doar dacă vreți să jucați trusted. Dacă vreți, dacă vă place 1920x1080, de fapt este în general este rezoluția monitorului pe care jucați. Pe asta vă bagă ei la un full screen Windows. Dacă doriți așa și acum puteți să dați start la competitiv, uitați, vă fac demonstrație, puteți să faceți ce vreți, uite, v-ați dat scop, nu vă apare nimic, am trusted, nu nimic, este legit tot. Deci faceți exact cum doriți dumneavoastră, eu v-am arătat aceste două metode fiindcă au fost cerute pe live la mine de foarte multe ori. Arată-mi și mie, te rog frumos, cum se face cu metoda asta și cum se fac ca să se vadă OBS-ul pe ecran, că nu se mai vede, că trebuie nu știu ce, că nu știu cum.
Metodele acestea le-am găsit pe alte live-uri, pe forumuri. Metoda cu antrasen am văzut-o la Cojo, pe live-ul Neveu, și cealaltă metodă, cealaltă am descoperit eu singur, că am văzut că știam că dacă dau window capture o să meargă. Puteți să jucați și cu, uitați, opresc ăsta și dați display capture, da? Adică dacă vă duceți pe CSGO, se vadă, iau, se vede pe ecran, nu umblați pe acolo, nu puteți să dați nimic. Eu zic, eu recomand în punctul meu de vedere să dați pe window și n-aveți nicio treabă, puteți să umblați pe aici și nu știe absolut nimeni de nimic. Deci, asta a fost tutorialul pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, nu uitați de like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare. Ciao, băieți!